piața muncii evoluează constant, iar soft skill-urile sunt din ce în ce mai importante. Astăzi, alături de mine, o am pe Diana Passat, general manager la o companie de recrutare. Spune, ce-ți doresc? Care sunt, cum va fi piața muncii în a doua jumătate a anului? Piața muncii, de obicei, în zona noastră a fost în ultimii ani într-o continuă schimbare și s-au avut loc foarte multe schimbări în conținut, în tipul de posturi care au apărut noi, în cerințele față de salariați, în structura angajatorilor. Acum s-au mai adăugat niște elemente în plus în ultimul an și jumătate, elemente care au luat prin surprindere un mare număr de oameni și au obligat, practic, oameni care, practic, în jobul lor nu lucrau neapărat atât de mult cu un calculator sau cu un smartphone și nu aveau obișnuința de a folosi astfel de abilități, să se obișnuiască cu ele, să lucreze cu ele. Cred că și cantitatea foarte mare de glume de pe internet legate de participarea oamenilor la, să spun, munca online și la conferințe online și la folosirea acestor platforme electronice arată clar că asta a fost un subiect pregnant în mintea tuturor, practic. Toți ar trebui să facem asta. Provocările, da. Vorbeam noi despre provocările animalelor de companie în conferințe internaționale. Da, mai treci o pisică prin cadru, mai vezi din camera din jur, oamenii nu știu neapărat să-și seteze un fundal sau să... Și în plus, nu toată lumea deține acasă un spațiu adecvat amenajat pentru lucru sau pentru birou. Mulți lucrează din bucătărie sau din alte zone ale casei. Ăsta este și un motiv pentru care există încă un număr mare de salariați, după părerea mea, majoritatea, care preferă să nu lucreze exclusiv de acasă și chiar dacă au această posibilitate, nu e vorba doar de prezența copiilor și a școlii online, este vorba de faptul că nu au acasă neapărat un spațiu amenajat special pentru acest lucru și ca urmare, evident că este mult mai ușor să te concentrezi și să-ți faci treaba într-un spațiu amenajat special pentru lucrul ăsta. Chiar dacă în prima parte a pandemiei a existat un mare număr de companii care practic s-au închis, depinde și de domeniu, că nu poți să te închizi, să renunți la sediu fizic complet în orice domeniu de activitate, mulți dintre ei s-au confruntat ulterior cu obligativitatea de a avea totuși un sediu fizic în care salariații să poată, măcar din când în când, dacă nu tot timpul, să vină la birou, să aibă practic un birou pus la dispoziție de firmă. Știu că foarte multe companii, în special cele din zona de publicitate, au făcut acest lucru. Nu numai în zona de publicitate. Au împărțit, ok, vă ascultăm. Da. Un lucru foarte bun mi s-a părut că au trimis formulare în care să spună fiecare cum vă convine, cum este după un an, cum este după jumătate de an, cum vă simțiți. Mulți au spus exact, îmi place acasă și aș vrea să... vorbă de lemn care a apărut acum, multe întâlniri care puteau să fie mail-uri, de fapt, în care și-au dat seama și... Aceste întâlniri online și, practic, lucrul de acasă și lucrul atât de mult pe platformele astea online au făcut și ca mulți salariați, după un an de pandemie, să declare că lucrând de acasă, lucrează de fapt mai multe ore, alocă mai multe ore muncii decât lucrând de la birou. Pentru că este controlat, este destul de controlat. Da, pentru că acasă ai și alte elemente care te distrag și, din nou, ăsta e un motiv pentru care de multe ori un spațiu pus la dispoziție de angajator crește eficiența în procesul de muncă și, evident, se vede în rezultate. Și angajatorii au declarat, mulți dintre ei, că eficiența salariaților care lucrează de acasă este mai scăzută. Firește că au existat numeroase situații în care oamenii n-au avut de ales, pentru că dacă toți copiii au avut școală online și școlile au fost închise, evident că nu toată lumea își permite să... N-ai cameră pentru fiecare membru. N-ai cu cine să lași copilul și evident că un copil pe care l-ai acasă îți solicită și atenția, nu numai când îl închizi într-o cameră și tu stai în camera alaltă și lucrezi. Spui, tate lucrează astăzi, lasă. Dar tu ești acasă, nu, lucrezi. De altfel, cred că această, să spun, izolare la domiciliu a afectat cel mai mult copiii. Ei au suferit cel mai mult și evident că nu sunt în situația să înțeleagă complet ce se întâmplă și că este pe spre binele lor. Acum să mergem puțin către niște copii un pic mai mari, nu foarte mult. Cei din generația Z, să-i spunem așa, veșnicii grăbiți, care nu doresc să stea foarte mult la un loc de muncă.
tot așa a rămas un an de zile. Asta este o caracteristică a tuturor tinerilor la perioada de inserție în piața forței de muncă. Practic, tinerii, mă rog, la noi în economie și în sistemul de educație, în mod tradițional, n-am avut dezvoltate foarte multe instrumente de consiliere din etapa de formare. Să zic că în timpul liceului există un suport astfel încât oamenii să-și dea seama exact spre ce se îndreaptă, ce opțiune au, ce îi așteaptă acolo, ce o să facă, etc. Deci, ei suplinesc acest lucru, această lipsă, în primii ani de muncă. Primul an, doi ani de muncă, în mod tradițional, sunt ani în care un tânăr află ce-și dorește, care sunt limitele lui, ce e dispus să accepte, cât de mult poate lucra, cât de mult vrea să lucreze, ce înseamnă practic o disciplină la un loc de muncă, să livrezi la un termen și așa mai departe. Și se confruntă cu niște, să spunem, cerințe din partea angajatorului pe care el atunci află dacă le poate sau nu îndeplini. Și evident că asta este principala cauză de renunțare a tinerilor în primii doi ani de muncă. Da. Și este normal. Deci la noi e considerat normal, neexistând alte instrumente prin care ei să dobândească aceste abilități. Iar în momentul de față, da, care sunt cele mai căutate domenii? În continuare se caută foarte mult în domeniul IT. Există foarte multe joburi, dar asta nu este numai din timpul pandemiei. Au apărut de mai mulți ani în economie, care presupun îmbinarea mai multor discipline sau combinații de abilități care nu se regăsesc în mod tradițional într-o singură direcție. Deci cineva care, să spunem, absolvă o formă de învățământ dual sau o facultate într-un domeniu, nu are neapărat abilități și din alte domenii care îi se cer la un loc de muncă. Și asta face practic obligatorie în aproape toate joburile, chiar și în cele axate pe o singură disciplină, componenta de învățare. Acest lucru a crescut foarte mult în ultimii ani și salariații sau cei care își caută un job și care au cel mai mare succes în a-și găsi ceea ce doresc, sunt cei care pleacă din start de la premiza și exprimă acest lucru în relația cu angajatorul, că sunt dispuși să învețe, că fac eforturile să învețe și ceea ce le lipsește în partea de job, pentru că din ce în ce mai mult dai peste joburi unde este imposibil să nu-ți lipsească ceva la angajare. Și dacă angajatorii înțeleg lucrul ăsta, evident, trebuie și angajații să o facă și să fie pregătiți, că în fiecare job trebuie să înveți și nu mai trebuie doar să înveți cultura angajatorului unde te-ai, nu mai seamănă joburile între ele. Sunt din ce în ce mai multe joburi de diverse nișe unde, practic, trebuie să te adaptezi la cerințele respective. Pentru tineri, asta este și o provocare și, să spunem, un avantaj. De mulți dintre ei caută astfel de oportunități. Și mai ales în domeniile tehnice, de exemplu, nu numai în IT, dar și în alte domenii legate de inginerie, unde tehnologiile evoluează foarte mult, componenta asta de învățare o caută și își doresc acele joburi care îi expun și le dau posibilitatea să învețe tot timpul tehnologii noi, metode de lucru noi și în producție și mai ales în situațiile în care au fost practic obligatorie reducerea numărului de salariați la un loc de muncă ce pot lucra simultan cu prezență fizică acolo. Evident că a fost obligatoriu ca cei care nu lucrează pe tura aia și vin, deci, practic, prin rotație, să fie supliniți de o reorientare a proceselor de muncă. Deci, practic, trebuie să produci aceeași cantitate de bunuri, dar cu mai puțin oameni fizic în fabrică sau la linia de producție. Este să te adaptezi și despre asta este vorba. Da. Adaptare continuă, învățare continuă. Au apărut tehnologii noi, s-au făcut investiții în metode de producție care să producă cu mai puțin oameni și așa mai departe. Deci toată lumea a trebuit să se adapteze, și salariații și angajatorii. Despre asta este vorba. Dacă reușești să prinzi, cum spun eu, soft skill-uri și hard skill-uri mai... Da. Așa. Poți reconversia profesională, pentru că este prezentă peste tot și toată lumea caută, mai ales în ultimul an, unde, ok, domeniul meu de activitate nu mai există, dar ce știu eu să fac exact? Dau un exemplu, piața de evenimente. Piața de evenimente a luat o lovitură puternică în ultimul an și nu numai de evenimente, toată industria turistică, Horeca... Și tot ce înseamnă conexe, livrări în zona asta, că sunt întreprinderi, practic, care fac producție, dar livrează în zona asta și toate întreprinderile astea au avut de suferit și nu mai zic de evenimente. Și evident că s-a contractat mult oamenii din zona de evenimente, din zona de turism, mulți au migrat către alte industrii. Și firește, evident că într-o astfel de situație spui problema ca și la
criza economică anterioară, în care practic s-a contractat foarte mult industria auto, mulți din industria auto și din alte industrie, și industria de publicitate, de exemplu, și de marketing în criza anterioară, s-a contractat mult, au fost foarte mulți oameni în situația să se reconvertească profesional complet și să se îndrepte spre alte domenii. Practic trebuie să spui întrebarea. Da. Vrei să faci pasul ăsta? Mm-hmm. Ce știu eu exact să fac? Mm-hmm. Ok, poți să spui că am lucrat în evenimente și să fac evenimente. Nu. Ce skill-uri am de project management, da. De... Exact. Și pot să mă duc într-un alt domeniu unde este nevoie fix de mine. Cât îți ia? Îți ia o lună, da. Să te adaptezi? Să faci un induction? Mult, alteori mai puțin. Depinde și de compania, da. Unde te duci. Dacă, da. Au un program de induction foarte bun sau... A crescut foarte mult și din partea celor care își caută un job sau care sunt salariați, aprecierea un pic mai în conținut a ce-ți oferă un angajator, pentru că de multe ori angajatorii care au investit în salariați nu i-au disponibilizat, chiar dacă au fost într-o contracție destul de puternică, au fost de cele mai multe ori companii mici și medii. S-a îmbunătățit practic mult percepția acestor companii, nu mai sunt văzute ca, să spunem, a doua opțiune și principala opțiune să fie întotdeauna companiile mari. De multe ori în companiile mici oamenii și-au găsit un loc de muncă mai stabil și un pic mai rezistent la astfel de fluctuații. Și în plus, în situațiile de disponibilizări, au fost foarte multe anul trecut, mulți oameni și-au pus problema antreprenoriatului. Da, pentru că și unii dintre ei au și fost obligați să facă antreprenoriat negăsind în domeniul lor și domeniul lor fiind practic foarte afectat de contracția economică. Asta este o opțiune viabilă pentru foarte mulți în perioadele de criză și de fluctuații economice, cum am mai avut noi în trecut. Și unii dintre ei au rămas pe zona asta. E o opțiune de multe ori atacată în situații de criză. Da. Și nu numai, sper că nu numai. Acum, pe final, am discutat noi foarte mult despre ce joburi se caută. Mm-hmm. Dar aș vrea să vorbim acum pe final și de ce joburi nu se mai caută. Asta mi-este greu să vă spun ce joburi nu se mai caută, dar chiar dacă... Adică unde este cererea foarte mare de la unele organizații, mm-hmm. și nu reușiți voi ca o companie de recrutare să livrați... Mm-hmm. Vedeți că nu găsiți suficiente CV-uri, să le spunem, pentru a le trimite. Asta este o privire foarte subiectivă, întrucât, să spun, aici nu e vorba de faptul că o companie face sau nu face față la un demers de recrutare. E vorba că în orice industrie există un număr de jucători. Noi nu suntem o piață, să spunem, enormă, mm-hmm. cu capacitate de absorpție în fiecare industrie nelimitată. Astfel încât, de exemplu, dacă o industrie, să zicem, industria de call center, la care la noi este destul de prezentă, are anumite cerințe destul de bine cunoscute deja de piață și permite, să zicem, un anumit număr de, adică există un anumit număr de call center. Dacă toate cresc în același timp și toate au aceleași cerințe din partea pieței, piața nu poate furniza atât de multe resurse, nu de alta, dar nu le formează în același ritm în care crește cererea. Și există posibilitatea ca să nu existe suficiente resurse în piață, la fel se întâmplă și industria de IT, chiar dacă este o industrie cu cerere permanentă în ultimii ani. Când spui IT, spui o disciplină foarte mare. În IT, în domeniul IT, foarte multe sunt domenii. Foarte multe ramuri, rămurele și direcții spre care o companie poate merge și să-și caute. Dacă sunt multe companii care merg pe aceeași direcție și caută același tip de resurse, cum există la noi, evident că resursele alea sunt într-un număr limitat. Cresc salariile în piață pentru că cererea e foarte mare, dar totuși companiile care vin să-și planteze aici o subsidiară sau o filială în care să facă o activitate... Firește că nu sunt dispuse să dea salarii nemărginii de mari. Întotdeauna suntem în competiție și cu alte piețe. Deci nu poți crește peste un anumit nivel, chiar dacă salariile cresc considerabil. Dacă toți caută pe o anumită specializare, un anumit limbaj de programare, firește, resursele sunt limitate și chiar dacă cerere există în piață oricâtă, nu face față piața. Da, am discutat foarte mult despre, aș fi vrut să ajungem și la zona de talent management, dar o lăsăm pentru data viitoare. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și ne-ai spus ce este nou în piața muncii și unde... Tot timpul este ceva nou. Tot timpul este. Și unde să-și îndrepte atenția tinerii în căutarea unui job. Ok.
Mai departe, prietenii de la Lion Training ne spun de ce nu este suficient doar să-ți iubești copilul și de ce trebuie să faci mult mai multe lucruri în privința asta. Nu să-ți iubești copilul este cel mai important, ci să-l faci să se iubească pe sine. Fiecare părinte își iubește copilul și acest lucru este foarte clar pentru toți părinții și toate acțiunile noastre merg în direcția în care tot ce facem, facem spre binele copilului. Sau cel puțin așa credem noi. Adela Dorobanțu este numele meu, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Dacă nu te-ai abonat încă, te rog să apeși butonul subscribe. După foarte multe cărți de parenting citite, după foarte multe cărți de psihologie practică citite și mai multe discuții împreună cu fetița mea, am ajuns la concluzia că nu iubirea mea pentru ea este cel mai important lucru în dezvoltarea ei echilibrată, ci găsirea acelor modalități prin care ea să se iubească pe sine. Ca să poată să se dezvolte într-un adult echilibrat și puternic, un copil trebuie să se iubească pe sine. Și nu este nici de cum vorba despre acea iubire dezechilibrată, narcisistă, ci despre o putere interioară care îi permite să se accepte pe sine atunci când greșește. Să nu se pedepsească singur atunci când greșește, pentru că știm cu toții faptul că greșeala este o parte firească a procesului de învățare. Să nu vorbească urât despre sine în fața altor oameni și mai ales să nu-și vorbească urât el, copilul, în gândul lui, atunci când este el cu el însuși. Iubirea înseamnă respect. Atunci când copilul tău se iubește pe sine, are respect pentru propria persoană. Evită în mod natural și jignirile și situațiile în care ar putea să se simtă umilit. Știe să-și ia apărarea și știe să seteze limite clare. Învață să spună nu atunci când jocul sau glumele devin inconfortabile pentru el. Ca să înveți copilul să se iubească pe sine, trebuie să știe că tu îl iubești exact așa cum este el. Că îl iubești și când greșește, și când e furios, și când e anxios, și când e supărat. Este firesc să nu fii ca părinte de acord cu toate comportamentele copilului tău. Însă este necesar ca tu să înțelegi, să fii suficient de înțelept și să-l faci și pe el să facă distinția între ce înseamnă comportamentul lui și ce înseamnă el ca persoană. Iar tu trebuie să faci distinția între comportamentul lui și ceea ce este el, pentru că tu vrei de fapt să îndrepți anumite comportamente, nu vrei să-l schimbi pe el pentru ceea ce este el. Îl iubești exact așa cum este el. Și un copil care simte că este iubit, indiferent de ce se întâmplă în lumea aceasta, este un copil care va învăța să se accepte așa cum este și va învăța să se iubească pe sine, iar pe termen lung va avea numai de câștigat. Succes îți doresc! Cred că cel mai important este să învățăm să comunicăm cu copiii, să vedem exact ce își doresc ei în viață și să-i ajutăm să ajungă în zona respectivă. Mai departe, colega Ilea Ghinea ne prezintă revista presei. Ileana! Profesor, bună dimineața! Bună dimineața! Aole, deci mă simt ca la extemporal. I-am zis bună dimineața, bună dimineața și să avem o super săptămână. I-am zis înainte să intru pe post, doar că el nu aude, pentru că e concentrat să-și programeze discursuri și lecții și teme, să ne dea teme pentru acasă, că el e de un profesor, nu uităm. I-am spus să nu cumva să mă iei tare în dimineața asta, că este și luni și lunea nici măcar iarba nu crește. Și ești venită după vacanță. Și sunt venită după un weekend la mare, să nu ne... Deci și eu am fost, așa că nu sunt chiar așa de... Da, dar la tine nu se vede, la mine se vede, nu mă pot mișca foarte mult, dar suntem ok. Ne legăm de primul subiect atunci. Da, ne legăm de primul subiect și are intrăm în pâine, care e ca roșu ca mine, așa? Da. Anunțăm care sunt cele 7 țări intrate la miezul nopții pe lista roșie. Lucrurile nu funcționează foarte bine. Delta începe să-și arate colții. Acest carcalac de care nu mai scăpăm e din ce în ce mai aproape de noi, însă noi nu ne lăsăm doborâți și respectăm regulile alea pe care trebuie să le respectăm. Facem aia cu vaccinarea, facem aia cu distanțarea, facem aia cu masca. Apropo, la mare nu prea se mai poartă mască. Nu știu la voi cum a fost. Unde ai fost? Am fost până în Bulgaria. Și? Unde? Unde era masca?
Cred că era mașină la toată lumea. În mașină, da. Măcar, știi cum e, până acum o vedeam pe braț, știi, și nu. Tot mai, nu mai era pe niciunde. Deci, știri pe surse.ro. Păi cum să te bronzezi așa? Da, sigur. Păi nu că nu-l cerem decât la supermarșii, ca să zic așa. Știri pe surse.ro face lista celor 7 țări, așadar celor 7 țări care au intrat în această zonă roșie. Știm că a fost așa o isterie în tot weekendul Grecia. Despre fost, Grecia s-a românii tot... au fost loviți... Grav. La temelie. La temelie, da. În zona roșie, așadar, au intrat Grecia, Irlanda, Monaco... Maldive, Bahamas, Curacao și insulele Virgine, Curacao. Și insulele Virgine ale Statelor Unite. Mi-am dat seama că am pronunțat ca pe românește. Deci, practic, acesta, sigur, există și țări care au ieșit din zonă roșie și au intrat în zonă galbenă. Există și cele... Le discutăm și le descoperim pe toate pe știri pe surse.ro, nu mai facem aci vorbire că trece timpul. Și domnul are emisie de făcut și e prima zi și o fi complicat. Dar reținem că avem Grecia, Irlanda, Monaco, bla 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 bla, intrăm pe știri pe surse și mergem mai departe, rămânem cumva în același registru. Și mamă, cât de nasol e, eram obișnuită cu Georgia, știi, și acum... Se pare, dar ce, sunt așa exigent? Așa? Totuși eu prezint... Ok, sunt profesor, școala altfel, dar sunt profesor școala... de IT. Okay. De gaming. Da, mult. Bun, voi aveți bani. Noi condiții de călătorie în Germania, așadar, mergem la click.ro și rămânem în același registru al carcalacului. Persoanele peste 12 ani trebuie să prezinte certificat COVID-19 și știm exact despre ce e vorba cu certificatul. Odată avem verința aia de vaccinare, dovada că am fost vaccinați. Cu care ne ducem pe site-ul... Cu care ne ducem pe site-ul și descărcăm certificatul. Dar ideea este în felul următor. Trebuie să fie schema completă, deci ambele doze de vaccin sau una în cazul ajutăm Johnson & Johnson. Sau și să fi trecut cel puțin 14 zile de la administrarea ultimei doze de vaccin. Deci numai așa suntem considerați totalmente vaccinați, imunizați și ne putem beneficia, ne putem bucura de drepturi depline vis-a-vis practic, de chestia asta. Practic, aceleași reguli cu vaccinarea față de dacă ai avut boala. Exact. Zile. Uh-huh. Și bănuiesc că aici poți să treci și cu un test PCR negativ. Da, treci cu un test PCR negativ care să nu fie mai vechi de 72 de ore. Da. Și mai e chestia aia, apropo de cei care au trecut prin boală, avem acum, mi se pare că 180 de zile e perioada aia în care suntem considerat suntem COVID free, da, suntem considerați că avem anticorpi naturale, obținuți în mod natural care să ne păzească de boală. Deci asta trebuie să înțelegem și astea sunt condițiile care ne ajută să intrăm mai nou pe teritoriul Germaniei. Oricum, Germania oricum a avut de suferit... Măi, dar ce se întâmplă în Europa? Adică ce se întâmplă în Germania, Italia, Grecia? Aproape că nu mai vorbim de șopârlă și vorbim de incendii și, Doamne, e dubioasă situația, se întâmplă lucruri nasoale. Da. Poate că și faptul ăsta că respiră acum, a respirat mai mult natura pentru că n-au fost oameni. Acum ei poate s-a subțiat așa puțin un strat pe acolo, nu știu exact că nu sunt profesor așa. Din ăla? De acolo de sus. Dar bănuiesc că acum da, s-au schimbat foarte multe lucruri și încălzirea globală și să fim mult mai atenți. Exact. Mult mai atenți și să nu mergem. Să învățăm să trăim corect și în acord cu natura, că dacă noi nu trăim în acord cu natura, se întâmplă lucruri pe care noi nu le putem natura gestiona. Natura ne suportă de cam mult timp. Acum exact. Pare că spune, ia mai pleca și voi acasă. Pare că a început să ne dea nana la funduleț. Și apropo de natură, cumva rămânem în zona aia și nu prea, dar ne legăm. Libertatea.ro anunță că există fonduri de 5,5 milioane de euro pentru românii care vor să studieze în Europa. Tinerii care vin la noi sunt deja cetățeni globali. Deci, cumva, în ciuda faptului că acest carcalac ne-a limitat migrația sau mutările astea dintr-o țară în alta, era un termen pe care nu pot să mi-l aduc aminte în momentul ăsta, în fine. Uite că totuși oamenii sunt deschiși la a călători, nu numai în interes de concediu,
vor să și studieze afară, ori ei la noi, ori noi la ei. Eu cred că asta e o combinație acum. E o combinație? Ai stat acasă foarte mult, ai și studiat online. Și acum vrei... Și acum n-ai călătorit și te gândești, băi, n-am învățat și n-am călătorit. Și cum să le fac pe amândouă? Da, gata, gata. Na. Și libertatea.ro anunță, cei care vor să studieze în străinătate, dar nu au bani, pot să-și iau un împrumut pe care să-l ramburseze după absolvire și după ce se angajează. Nu trebuie să garanteze cu proprietate și nu contează dacă au mai lucrat înainte. Contează CV-ul și cât de coerentele sunt planurile. Deci, practic, se întâmplă... Coerența planurilor. Măi, mergem pe strategie de viață. Vai, de asta n-am... Nu cred că știm să facem, că noi la școala noastră n-am învățat despre asta, dar... Să fim coerenți. Să fim coerenți, dar ne bazăm pe faptul că tinerii din ziua de astăzi sunt un pic mai updatați, upgraded, decât deci suntem noi ăștia mai bătrâni. Exact, și au făcut update la ultimul soft. Motiv pentru care ei înțeleg chestia asta cu... cu virgulă, deși nu e corect, dar în fine o punem acolo, coerența în planuri. Înainte de pandemie, în jur de 6.000 de elevi români plecau la studii peste hotare. Mi se pare foarte mișto. Eu prima dată când am auzit chestia asta cu luăm împrumut sau ne împrumutăm ca să ne ducem la bun sfârșit studiile și apoi le plătim, am auzit la verișoara mea care a studiat în Anglia. Fix de Anglia, voi să cam și un prieten care tot la fel, a studiat, nu? Și cred, se obliga, da, la plată după aceea lucru. Era angajat când ieșea din facultate. Absolut. Era direct angajat. Exact. Și în 2 ani trebuia să plătească. Da, avea o parte din venit. Parte, cât mai puțin să ia pe lună ca să se descurce. Da. Și ulterior, în 2 ani, era obligat să lucreze 2 ani. Și în 2 ani și-a achita, tot costurile, pe ceea ce mi se pare și minunat. Adică e sigur și omul normal că vrea să se ducă copilul despre la ce vorbim. Dai și job după aia. Ah, mersi. Păi e super tare, exact. Mersi, mi se primesc. Pare foarte, foarte, foarte pe... Pe dorințele fiecăruia, da. Țintite. Vreau să călătoresc, vreau bani. Ce mai vrea copilul? Să învețe să călătorească și să aibă bani. Și mi se pare că e foarte tare și ca și deschidere, știi? Da. Ca și... în fine. Mergem mai departe. 9am News, noi am avut parte, deci să nu fim invidioși. 9amnews.ro ne povestește că avem 7 medicamente care au fost incluse pe lista celor gratuite. Vorbim de medicamente prescrise bolnavilor gravi. Cronici. Cronici, dar cu boli cronice urâte, oncologie, talasemie, adică vorbim despre niște lucruri cumplite. Asta este o veste bună. Da, pentru... asta e. Într-un moment ca ăsta vine... E foarte bine când vine, știm... ca o gură de aer. Exact. Chiar aer. Da, pentru că, exact, cronicii poate că au fost parte din categoria de oameni care au suferit cel mai mult în perioada asta, pentru că lor, într-un fel sau altul, li s-a limitat accesul la controalele alea periodice, care în cazul lor sunt vitale de foarte multe ori. Da, la 3 luni sunt pentru o boală cronică, din 3 în 3 luni este obligatoriu. Este bine. 6 în 6 luni este obligatoriu, din 3 în 3 luni este bine pentru tine să vezi cum evoluează, da, o boală și să vezi dacă mai poți aplica la schema de tratament cea pe care o știi, da, o aveai deja prescrisă. Prescrisă și sunt foarte multe pași pe care trebuie să-i urmezi când te îmbolnăvești. E cel mai rău, dar lucrul acesta că au intrat 7 medicamente, da, cred e o veste că bună. Uzuale pentru acei bolnavi. Da, 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 da. Sunt foarte bune, pentru că sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe. Și acum se întâmplă un lucru foarte ușor, că la medicul de familie, trebuie să știe, noi nu o să spunem care sunt bolile neapărat și nici nu o să spunem care sunt medicamentele. Preferăm, în cazul în care vreți să vă informați, intrați pe 9amnews.ro, dar cel mai bine e să mergeți la medicul de familie, consultați medicul, el vă spune, știm că există 7, intrați, vedeți care sunt, mergeți la medicul de familie și lucrurile se vor rezolva mult mai ușor. Datoria noastră este să vă informăm că au intrat pe piață și se califică pe lista aceea de medicamente gratuite. Și mergem mai departe. Vești bune pentru mii de români. Se pot accesa fonduri în valoare de 150 de milioane de euro, ne anunță bugetul.ro. Vorbim despre fonduri pentru industrie, pentru agricultură în zona asta. Cine vrea să-și facă, tinerii care vor să-și facă să bage în zona asta agriculturii și să producă, să se transforme în producători, că noi cred că de asta avem nevoie. Antreprenori agricoli. Antreprenori agricoli, bravo, îmi place cum gândești. Vezi, de asta ești tu, domn profesor, nu de alta.
Asta e, băi, o super veste pentru mii de români. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a aprobat aceste fonduri de 150 de milioane de euro. Cum facem să ne intre în visterie, deși nu este vorba despre niște bani pe care noi îi luăm și facem ce vrem cu ei? No, nu. No. Există un plan, o coerență în planuri, cum vorbeam mai devreme? Un plan foarte bine pus la punct, pe care iei puncte dacă te îndeplinești tot, dacă trebuie să te califici cu coeficientul. Exact ca la Olimpiadă. Chiar trebuie să muncești foarte mult și știu că foarte mulți antreprenori agricoli, să le spunem așa, apelează la diferite persoane. Sau firme care se ocupă cu consultanța. Întocmirea dosarului până la urmă. Consultanța în dosarele pentru obținerea de fonduri, rambursabile, nerambursabile, sunt europene sau programe de stat. Exact. Sunt foarte multe chestii de genul ăsta, însă programe și elemente și produse, că până la urmă sunt niște produse. Foarte bine. Am învățat 150 de milioane pentru agricultură. Acum ultimul subiect de la click.ro. Ia uite ce repede, auzi tu, a vrut să ajungă la Arșiță, că este cald. Păi da, Arșiță, pentru că m-am ars pe spate. Și tu? Ce ne mai așteaptă? Ne mai așteaptă o săptămână de foc. Iată cum putem trece mai ușor peste Arșiță, să ne explică click.ro. Știm deja, deschidem toate geamurile în casă, dar atunci când nu este căldură, da? Deci când arde soarele și e foarte tare acasă, foarte puternică temperatura afară, închidem toate geamurile, le acoperim cu ceva gros, da? Cu draperii groase. Altfel, seara putem să deschidem, să circule aerul, să nu știu ce. Intrăm pe click.ro și vedem exact maică-mea și ce făcea la un moment dat, asta îți mai spun și te las, punea cearceaf ud pe geam și se mai răcorea în casă. Dar era foarte multă umezeală. Intrăm pe click, intrăm pe click.ro și vedem exact care sunt strategiile. Da, intrăm metodele. Pe click, vedem tot. Acum trebuie să prezint oamenilor horoscopul. Și așa că îți mulțumesc foarte mult. Și încep cu zodia mea, deci tu nu m-ai lăudat cum mă laudă și cum mă perie colega noastră, da? Georgia, nu n-ai făcut chestia asta. Ea când începe horoscopul zice așa, și acum prezint horoscopul și evident prima zodie este pentru Ileana. Berbec? Da. Și a mea. Nu Hai cred. Mai departe să urmărim horoscopul. Berbec. Din cauza unei situații de care nu ține deloc de tine, astăzi trebuie să renunți la planurile tale, să îndrepți atenția vieții personale. În relația cu membrii familiei apare o problemă de care trebuie să te ocupi cu cât mai repede cu putință. Taur. Persoana iubită trece prin schimbări destul de importante pe plan profesional, iar tu trebuie să fii alături în aceste momente și să o susții necondiționat. Îi oferi timpul de care are nevoie pentru a-și pune în ordine cariera și a lua deciziile necesare ca lucrurile să meargă bine în continuare. Gemeni. După o perioadă foarte aglomerată, ziua de astăzi este dedicată doar relaxării. Profiți de timpul liber pentru a pune în ordine gândurile și sentimentele. Petreci momente frumoase alături de oameni importanți din viața ta, seara vine cu o surpriză specială din partea persoanei iubite. Rac. Astăzi trebuie să fii atent la oamenii cu care interacționezi. Din anumite motive, pot apărea mici situații neașteptate care se pot transforma în adevărate conflicte dacă nu știi cum să le gestionezi situația. Spre seară, o veste frumoasă îți poate schimba starea de spirit. Leu. Profiți de ziua de luni pentru a spune în ordine task-urile. Urmează o săptămână destul de aglomerată pentru tine și încerci să fii cât mai pregătit pentru toate provocările care te așteaptă. Pe plan sentimental, relația cu partenerul de cuplu este mai frumoasă ca oricând. Fecioară, te confrunți cu o problemă destul de delicată pe plan profesional și oricât de mult ai încercat să o rezolvi, nu reușești să mergi mai departe de unul singur. Din fericire, un coleg îți vine în ajutor. Împreună găsiți soluții eficiente, ale căror rezultate se observă imediat. Balanță. Discuțiile cu persoanele dragi din viața ta pot lua o întorsătură neașteptată dacă nu ai răbdare și nu-ți păstrezi calmul. Pe plan sentimental este posibil să încerci să faci un compromis și să iei o decizie serioasă în ceea ce privește viitorul cu partenerul de cuplu. Seara este una liniștită. Scorpion. În această dimineață ești ușor irascibil și nu te mulțumește nimic. Trebuie să-ți păstrezi cumpătul și să te adaptezi foarte repede pentru că este o zi plină. Nu-ți face un program foarte exact pentru că vor apărea schimbări importante în viața profesională și trebuie să-ți anulezi planurile. În orice caz, modificările vor fi de bun augur și vei avea de câștigat. Săgetător.
Astăzi vor avea loc câteva schimbări importante în viața ta, în special în ceea ce privește planul sentimental. Nu ai motive să-ți faci griji pentru că începe o etapă pozitivă pentru zodia ta, atât pentru nativii care au deja o relație stabilă, cât și pentru cei care sunt în căutarea unei perechi. Capricorn, încă de la primele ore ale dimineții ești pregătit să muți munții. Ai foarte multă energie, iar astrele îți recomandă să profiți de aceste momente și să te concentrezi asupra vieții profesionale, unde poți demara rapid un proiect cu șanse mari de reușită. Vărsător, după o perioadă mai dificilă, ziua de luni este precum o gură de aer curat și faci tot posibilul să profiți de ea la maximum. Planuri foarte mari nu ai. Încerci doar să-ți îndrepți atenția asupra celor dragi și să petreci cât mai multe momente frumoase alături de ei. Pești! Această perioadă poate fi una frumoasă pentru tine în ceea ce privește viața profesională, deoarece ai posibilitatea de a crește și de a învăța foarte multe lucruri noi și interesante. Ai multă energie pe care o poți folosi pentru a dezvolta noi proiecte și a începe noi parteneriate. Le mulțumim colegilor de la Cudica.ro pentru că ne-au arătat acest horoscop destul de pozitiv pentru astăzi. Puteți citi mai multe pe horoscop.cudica.ro. Mai departe, doctorul Cezal ne spune despre o problemă destul de gravă la bărbați, căderea părului. Haideți să urmărim. Simt în trup pletoșii daci comati. Firea mea e saltul omenesc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum gândesc. Într-adevăr, mult mai important ar fi modul în care gândim și simțim, dar nu putem nega faptul că podoaba capilară ne influențează imaginea de sine. Pentru majoritatea bărbaților, apariția cheliei este o experiență nedorită și frustrantă, dar unii reușesc să se acomodeze și chiar să se mândrească cu ea. În cazul femeilor însă, implicațiile psihologice ale căderii părului sunt mult mai mari. Sunt Cezar, cardiologul care te ajută să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Și dacă te întreb de ce am ales un astfel de subiect, cred că motivul este evident. Mă interesează în mod personal. Dacă ai probleme cu părul, urmărește-mă cu atenție, pentru că îți voi arăta cele mai importante cauze ale căderii părului atât la bărbați cât și la femei. Îți voi da 10 metode de pus în practică și ce alimente sau suplimente te ajută să previi calviția și să ai un păr mai bogat și sănătos pentru mai mult timp. Firul de păr crește în medie cu 1 cm pe lună, adică între 10 și 15 cm pe an, din foliculii piloși, niște structuri cu formă de sac, care sunt în contact cu nervi și mici vase de sânge, ce asigură nutrienții necesari rădăcinii vii. În evoluția lor, foliculii piloși trec prin 3 faze. Anagenă, faza de creștere, care durează în medie între 2 și 6 ani și cu cât ține mai mult, cu atât părul poate crește mai lung. La o persoană cu păr sănătos, cam 85% dintre foliculi sunt în acest stadiu. Apoi este faza catagen, care durează 2 săptămâni, timp în care foliculul se micșorează, își reduce activitatea, firul de păr nu mai este aprovizionat cu sânge și se detașează. În acest stadiu se găsesc cam 1% dintre foliculi. Iar în final este faza telogen, de odihnă, în care se află aproximativ 10-15% dintre foliculi. Ei rămân în această stare dormandă timp de până la 3 luni, după care își pot relua activitatea, intrând din nou în faza anagenă pentru a produce noi fire de păr. Cea mai frecventă formă de calviție este cea androgenă, care afectează în special bărbații și care duce la pierderea părului începând din vârful capului, dar păstrându-se la ceafă și pe părțile laterale. Testosteronul este principalul hormon steroid care stimulează sinteza proteinelor, creșterea și dezvoltarea, dar ritmul de creștere a diverselor țesuturi este diferit. În unele organe, cum ar fi prostata, veziculele seminale, ficatul, pielea și rădăcina firului de păr, celulele se multiplică și cresc mai repede decât în alte țesuturi care au un ritm mai lent, spre exemplu mușchii și oasele. Pentru a asigura necesarul celulelor cu ritm accelerat, la nivel local, testosteronul se transformă sub acțiunea unei enzime, 5-alfa reductaza, în DHT, dihidrotestosteron, care este o formă de testosteron de până la 5 sau 10 ori mai puternic și stimulează astfel mult mai intens diviziunea celulară. S-a constatat că bărbații cu chelie de tip androgenic au un nivel crescut de DHT, mai ales în creștet, și un nivel normal pe părțile laterale și se pune astfel întrebarea de ce părul cade dacă totuși DHT-ul stimulează creșterea părului. Unii dau vina pe genetică, dar eu am descoperit o teorie interesantă, mult mai plauzibilă, pe care ți-o voi explica în continuare. Dar înainte de asta, dacă îți place ceea ce vezi, te rog să susții acest proiect educațional printr-un like sau un share și astfel mesajul meu va ajunge la mai mulți oameni.
Pielea capului și țesuturile moi ale feței au o greutate care apasă în jos și exercită anumite presiuni care comprimă cu foliculii piloși, mai ales în creștet. Aceste forțe sunt mult mai mici în zona de inserție a urechilor și la ceafă, imediat sub linia de curbură, unde craniul se verticalizează și probabil de aceea părul se păstrează în aceste zone la vârste înaintate. În tinerețe, pielea capului este mai bine hidratată și are suficient țesut adipos care acționează ca o pernă tampon, iar presiunea gravitațională exercitată asupra foliculilor este compensată. La bărbați, acest strat protector de grăsime devine cu timpul din ce în ce mai subțire. Pielea se deshidratează, iar presiunea asupra foliculului de păr crește. Femeile sunt mult mai protejate, cel puțin până la menopauză, deoarece estrogenii mențin stratul de grăsime al scalpului. La fel ca în cazul unui mușchi care este stimulat să crească atunci când este supus unor forțe exterioare, tot astfel și foliculul de păr, pentru a contrabalansa aceste forțe, atrage din ce în ce mai mult testosteron din sânge, care se transformă în DHT, iar DHT-ul accelerează diviziunea celulară. Acest proces accelerat consumă foarte multă energie la nivel local și topește și mai mult stratul de grăsime, accentuând și mai mult presiunea asupra foliculului pilos, care atrage și mai mult testosteron și se intră astfel într-un cerc vicios. De asemenea, această diviziune accelerată necesită un flux de sânge corespunzător și un aport crescut de nutrienți, aminoacizi, vitamine și minerale. În lipsa lor, foliculul pilos se micșorează, iar firul de păr devine din ce în ce mai subțire și mai slab. Durata fazei anagene se reduce, proporția dintre firele aflate în anagen și telogen scade, iar părul per ansamblu se rărește. Deci, în concluzie, un nivel foarte crescut de testosteron rămas neconsumat, alături de un nivel scăzut de nutrienți și un stil de viață nesănătos, sunt cele mai probabile explicații din punctul meu de vedere pentru chelia tipic masculină. Acest fenomen este mult mai evident în cazul culturiștilor, care, la vârste din ce în ce mai tinere, își pierd părul, mai ales dacă se injectează cu steroizi. La extrema opusă, în cazul unui nivel scăzut de testosteron, este afectată sinteza proteinelor și astfel părul își pierde culoarea, se rărește și cade, dar de pe tot scalpul, uniform, nu doar în creștet. Ideal este să ai un nivel optim de testosteron. Dacă e prea mare, consumă-l prin sport, sex și alte activități solicitante. Dacă e prea mic, crește-l prin metode naturale. Am făcut un video despre asta. Urmărește în continuare și partea a doua acestui material, în care îți voi prezenta celelalte cauze ale căderii părului, iar apoi îți voi da 10 metode prin care poți preveni asta. Și la final îți voi spune ce alimente și suplimente să iei pentru a avea un păr mai sănătos pentru mai mult timp. Astăzi v-am promis că o să mergem mai mult în zona teatrului. E o pasiune pe care eu o iubesc cu desăvârșire. Astăzi l-avem invitat pe un tânăr actor la vârsta de 15 ani. El deja a fost pe multe scene importante, Ștefan Niciev. Salut, Ștefan! Bine v-am găsit! Spune, cum e să fii prima dată, cum e să fii actor la 15 ani și să joci cu așa nume mari, putem spune? Este frumos, foarte frumos, este o pasiune incredibilă și îmi place să joc cu nume mari, îmi place să joc cu toată lumea, îmi place să joc în general, orice roluri. Și este o activitate foarte frumoasă, complicată, nu este ușor, dar nu este nici ceva ce nu poți să faci. Și mi se... Păi, lucru frumos este în pasiune. Da. Că am vorbit noi. Cu ce ai debutat? Care a fost primul tău spectacol? Pentru că ăla nu se uită niciodată. Primul spectacol a fost Peter și Prietenul Verde, dacă mi-aduc bine aminte, regizat de Tony Adams, în care am jucat cu Tony Adams însuși și a fost foarte frumos. Aveam 8 ani. La 8 ani ai început. Când m-am dus la casting și am citit, nu știam să citesc extraordinar și am citit prima oară rolul, mă simțeam un pic timid, dar Tony Adams m-a primit în trupa lui și după un an, la 9 ani am scos spectacolul și am jucat în Peter și Prietenul Verde rolul de Peter, ca și copil. Deci, practic, despre ce e vorba acolo? Peter și Prietenul Verde e un pic... Da, este legătura dintre om și natură, iubirea dintre un băiețel și un copac. Foarte frumos spectacolul, arată evoluția acestei prietenii și până la bătrânețe. Și din câte știu, scenariul este scris tot de Horatiu. Povestea este originală. Adaptat. E adaptată de Horatiu. Da, ok, am vorbit la 8 ani, ai început cariera ta direct pe scenă. Dar ai spus că te-ai dus la casting. De unde?
această pasiune, ce, nu știu, ce ți-a venit, cum spunem noi, să te duci și să încerci cariera de actorie, știind că tu mai ai și o altă pasiune, cea de muzică? Da, ambele sunt din partea mamei, este în sânge, nu pot să-mi explic de ce. Dar a apărut din partea mamei, de mult îmi plăcea, m-am dus la piese de teatru, am fost trimis la piese de teatru, am văzut multe piese de teatru, filme, concerte, muzică. Și te-ai văzut acolo, nu? Și m-am văzut acolo, m-am văzut pe scenă, am zis, acolo trebuie să fiu eu. Te gândeai, eu așa eram când eram mai mic, ce aș fi făcut eu acolo, adică puteam să-mi închipui că eu eram filmul respectiv, actorul respectiv. Și mereu visam cu ochii deschiși la treaba asta. Cred exact. Că și la tine... Exact, și acum o fac pe scenele mai mari sau când mă duc la piese de teatru. Te gândești, eu cum aș fi făcut? Da. Eu cum aș fi interpretat? Chiar... Da, și încerc să intru în pielea personajului respectiv. Este ceva ce după ce intri în actorie nu poți să scapi. De fiecare dată când mă duc la o piesă de teatru, studiez personajul. Da, asta este și cealaltă latură. Ok, nu te mai poți bucura foarte mult de un spectacol, pentru că îl vezi foarte mult și tehnic. Da. Când intri în zona asta, dar reușești să te detașezi la un moment dat și asta este treaba actorului. Pentru că eu spuneam și la început, emoția stă în partener și la fel și da. Emoția ta stă în public. Da, clar. Adică se transmite o energie dintre public și actori. Și am vrut să spun o întrebare despre ia. Cum e să joci cu mama ta pe scenă. Pentru că deja, din câte știu eu, nu știu dacă au fost mai multe cu Roxana, Roxana Nicep. Eu știu de două spectacole, nu? Da, a fost un spectacol, cred. Un spectacol jucat de două ori. Da, un spectacol jucat de două ori. Două trupe diferite. Da. Este vorba de Justiția Română, de Caragiale. Știu că am fost invitat atunci în matinalul Georgiei, care da. E în locul astăzi. Și am discutat despre acest spectacol. Tu ai jucat cu mama mea, cu mama ta în trupa adolescenților și după aceea chiar noi doi am avut o scenă împreună. Da, corect. Ulterior ai jucat și cu mama ta Justiția imobiliară, în care erai un evreu decât. Da. Cum a fost, vreau să vorbim despre emoțiile pe care le-ai avut prima dată și a doua oară despre... A stat cu Făcălețul după tine să înveți rolul? Nu a stat cu Făcălețul după mine, surprinzător. M-a ajutat foarte mult în schimb, mai ales că treceam printr-o perioadă grea, având în vedere că aveam examenul, deci a fost complicat. Evaluarea națională, nu? Evaluarea națională a fost ceva... Foarte greu, știu, că vorbea tot timpul când venea Roxana da. Despre cum te adaptezi tu noilor cerințe și noi programe. Da, scolare. Dar m-a ajutat enorm, deci trebuie să recunosc, m-a ajutat enorm. Nu asta cu Făcălețul după mine, în schimb îmi spunea, ți-ai repetat rolul astăzi, de ce nu ți-ai repetat rolul L-ai astăzi? L-ai citit de două ori? L-ai citit de două ori, ai pus și accentul și acum, datorită ei și datorită celor de la Teatrul de la Acting Studio, acum pot să-ți vorbesc siasa. Dacă doresc. Ca un evreu. Ca un evreu. Ca un evreu. Tu ai avut două roluri foarte grele acolo. Ai avut evreu? Și am avut și un bețiv. Un bețiv în care jucai chiar cu mama ta. Da. Iancu Zugravu, un bețiv. Foarte complicat pentru că eu n-am trecut prin aceste stări până acum, evident. Și a trebuit să caut pe internet, să mă informez, a trebuit să întreb. Să-ți cauți modele. Să-mi caut modelele, da, exact. Ce planuri ai? Adică tu ce te gândești? Acum știu că ai intrat la ce liceu? Am intrat la Matei Basarab. Da, foarte bun, ai intrat la liceu Matei Basarab. Și vezi că și ei au trupă de teatru. Știu, așa. Știu, acolo aș vrea să mă duc. Și ce planuri ai? Adică unde te vezi? Asta e cel mai important. Mă văd... Să ai niște țeluri foarte ridicate. Să atingi niște culmi foarte sus. Da, mă văd tot pe actorie și pe muzică. Mă văd pe aceste două. Actoria fiind pe plan principal, într-adevăr. Dar mă văd pe actorie ori de film, ori de teatru, ori voice acting. Îți place să faci și desene animate? Aș vrea să fiu voice acting la desene animate, la filme, la orice. Și pe zona cu muzica? Cu muzica compun. Am scos o melodie de mai demult și acum lucrez la următoarea melodie, ceea ce este foarte bine. Sunt work in progress.
Și vreau să merg mai departe și cu muzica, să compun în continuare, să scot melodii, să fac cover-uri și să merg cele două în paralel. Și vorbind despre liceu unde te-ai dus, despre Matei Basarab, da. Aici te-ai gândit la o, nu știu, la o meserie de backup, să spunem așa. Adică ce ai vrea să faci în afara teatrului și a muzicii? În afara teatrului și a muzicii nu m-am gândit niciodată sincer la o meserie de backup, pentru că m-am văzut doar pe treaba asta, doar pe artă, nu mă pot vedea altundeva. Sunt și cu fotografia și astrofotografia, poate să ești mai un fie. Artist. Deci, da, deci pe altceva nu mă pot vedea. Artă fotografică, reușești, ai data viitoare să-ți ceri și un reel sau ceva. Ca da, să, da, da, da. Ca să-l arătăm. Dacă îți place fotografia, trebuie să ai niște poze ale tale. Da, am stat când a fost furtuna respectivă, da. De acum câteva zile am stat să prind fulgere, și două ore. Am reușit să prind. Ai reușit, da. Probabil că a fost și poza ta pe undeva, pe acolo, pe Instagram, pentru da. Că da, toată lumea poza acest lucru. Nu știu, acum aș vrea să vorbim despre, mi-e place să vorbesc despre eroi, despre idoli. În zona de actorie, care este idolul tău? Mark Hamill, care l-a jucat pe Luke Skywalker în Star Wars și a făcut și vocea lui Joker. Tom Holland, care este Spider-Man, îmi place. Îmi place cum joacă, o joacă foarte natural și o joacă de parcă ar fi un adolescent, ceea ce... E, și vârsta l-ajută. Da, și vârsta l-ajută. Și Millie Bobby Brown în zona asta. Millie Bobby Brown, trebuie să apară. Chiar ieri mă uitam la începutul 2022, o să apară Stranger Things 4, da. Sezonul nou, în care este bazat fix pe povestea personajului pe care interpretează Millie Bobby Brown. Eleven, da. Așa. Bun, mai departe, muzical. Muzical, Freddie Mercury, de pe din formația Queen. Pentru că are o voce extraordinară. Și bănuiesc că ai văzut și filmul Bohemian Rhapsody. Da, am văzut și filmul care m-a impresionat mult. Practic în acel film Rami Malek s-a transpus total pentru a reuși să-l interpreteze pe Freddie Mercury și a ieșit superb. Da. Practic el a făcut filmul, pentru că eu sunt așa, eu sunt un pic cinefil. Da. Îmi place să analizez. Eu Bohemian Rhapsody nu l-am considerat neapărat un film. A fost undeva la mijlocul unui film, unui documentar, dar nu știa exact. Și faptul pentru că l-au distribuit pe Rami Malek, asta cred că a ajutat foarte mult. Și practic filmul, tot timpul am spus, Freddie Mercury în viziunea lui Rami Malek. Practic asta a fost. Da, într-adevăr. Și pe muzică îl mai am și pe Ed Sheeran, da. Păi este în zona ta Ed Sheeran, pentru că el compune. Da. Îți faci și tu. El cântă și practic asta îți dorești și ție. Și acum aș vrea să ne lași cu un gând de la un tânăr actor. Ce sfaturi ai scurt pentru un om care nu știe, pentru un copil care nu știe dacă este drumul pe care trebuie să-l apuce, la ce să fie atent? Oricât de greu ar părea, oricât ar fi hărțuit și ar lua bullying, să continue, să încerce. În primul rând să încerce, pentru că niciodată nu știi dacă nu încerci. Și cât de greu pare, să nu renunțe din prima. Să mai dea o șansă, pentru că niciodată nu știi cum, de fapt, ăsta ți-e drumul. Da, deci ai vorbit și de bullying și asta este o problemă frecventă. Da. Pentru că poate și trebuie să ne gândim că nu vine neapărat de la un om, nu spune un om pertinent, poate spune un om cu niște lipsuri. El nu poate să facă ceea ce faci tu și poate vine și din zona de gelozie și trebuie să ne gândim tot timpul că poate lucrul acesta vine dintr-o... Da, gelozie, că probabil acel om își dorea acel lucru. Da. Îți mulțumesc foarte mult și aștept să mă inviți la următorul spectacol. Da, desigur. Unde va fi el. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Am văzut ce poate un tânăr actor și cât de mult îți dorește. După publicitate o să vedem ce alte subiecte interesante v-am pregătit la matinalul de vacanță.